din ceea ce știu eu din discuțiile și negocierile pe care le-am avut cu Fondul Monetar, nu va fi de acord, fără, repet, certitudinea că există venituri din altă parte. În momentul în care reduci o contribuție, trebuie să introduci o altă taxă sau să crești o altă contribuție. Altfel, nu este fezabil. Că reducerea veniturilor înseamnă implicit și reducerea cheltuielilor. Asta trebuie să explice guvernul Ponta, dar încă nu sunt capabil să explice nici de ce nu fac reîntregirea salariilor pentru bugetari cu 16%, așa cum se discutase cu Fondul Monetar Internațional. Vedem că vin doar cu 8% în luna iunie și 8% le promit sau 7% le promit de la 1 ianuarie 2013. Sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le explice. Adevărul este următorul. Dacă se consideră acești bani ca plată în avans, cu siguranță pensionarii, nu, nemai plătind această contribuție pentru asigurările de sănătate până la stingerea sumei pe care au plătit-o în avans, vor primi bani în plus. Asta presupune că trebuie o contribuție de la bugetul de stat către bugetul de pensii echivalentă. Și astăzi, și în anii trecuți, bugetul de pensii are un deficit, adică are mai puțin bani decât plățile pe care le efectuează. În condițiile în care Senatul a adoptat votul nominal, și ar urma și la cameră să intre în comisie și în plenă. Depinde aici de membrii acestei comisii. Având în vedere că s-a prelungit din hotărâre comună a Camerei și Senatului, activitatea comisiei până în 30 mai, în mod normal și firesc, toate grupurile parlamentare trebuie să participe la această comisie. Vom vedea la următoarea convocare care sunt membrii comisiei care vor participa. Este foarte greu de discutat ceea ce propun colegii de la USL, care din nou se contrazic. Când erau în opoziție, voiau un sistem mixt și am avut în Comisia de Cod Electoral chiar consens politic, pentru că noi am considerat că este important ca un sistem electoral să fie discutat de toate partidele parlamentare și acceptat de toate partidele parlamentare, după ce au venit la putere cei de la USL și au schimbat imediat punctul de vedere. Vă amintesc că și în 2008 au făcut și au promovat o lege electorală prin care să-i avantajeze pe cei de la PNL și pe cei de la PSD, încercând să dezavantajeze Partidul Democrat Liberal. Nu s-a întâmplat așa și propunem că nici în anul 2012 nu se va întâmpla acest lucru. Este antidemocratic să gândești și să propui o lege electorală care să avantajeze partidul tău. Dacă asta și-ar fi dorit Partidul Democrat Liberal, ar fi putut să o facă în 4 ani. Nu, Partidul Democrat Liberal și-a dorit o lege electorală care să fie acceptată de toate partidele parlamentare și să existe consens politic. Neexistând un consens politic, eu cred că este un sistem electoral care nu face decât să avantajeze partidul care promovează respectivul sistem electoral. Nici nu este la democratic să nu susții pragul electoral pentru partidele parlamentare. Trebuie reglementat foarte clar sistemul de vot pentru independenți. Independenții trebuie să aibă dreptul să voteze, să fie aleși, să aleagă. Dar să elimin pragul electoral pentru partide, cred că nu este în avantajul niciunui partid.